La propunerea Ministerului Sănătății, astăzi în ședința de guvern, a fost completată lista de medicamente compensate și gratuite. Au fost introduse încă două molecule noi. Este vorba despre molecule ce sunt destinate pentru tratamentul inovativ al hepatitei C și al cancerului de prostată. Această nouă etapă de tratament fără interferon pentru hepatita cronică virală C va ținti un număr de 13.000 pacienți eligibili. Și de asemenea, pentru un acces mai facil la noile terapii, au fost desemnate două noi centre, Pitești și Bacău, în care se vor putea iniția și monitoriza aceste tratamente de către medici cu experiență în domeniu. Așadar, numărul total al centrelor este acum de 13, București, Brașov, Cluj, Constanța, Craiova, Galați, Iași, Oradea, Sibiu, Târgu Mureș, Pitești și Bacău.